Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate pozitiv 5.553 de cazuri de infecție cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună. Numărul celor infectați cu COVID-19 va crește la sfârșitul săptămânii, deoarece rata de contagiozitate crește de la o zi la alta. Cred că pronosticurile pe care le-am făcut în februarie se adădăresc în proporție de 100% și, așa cum prognozam, că picul epidemiei va ajunge mijlocul lunii mai, un al doilea val după perioada de stabilizare și deja, când trecem la curbă de descendență, este preconizat în toamnă, a declarat șeful ANSP. Peste 35% de teste au fost procesate în Republica Moldova de la începutul pandemiei și înregistrate peste 190 de decese provocate de coronavirus.